Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python! Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural și afișează pe ecran mesajul număr par dacă valoarea citită corespunde unui număr par, respectiv mesajul număr impar, dacă valoarea citită de la tastatură corespunde unui număr impar. De exemplu, dacă valoarea citită de la tastatură este 12, atunci, în urma execuției programului, se afișează pe ecran mesajul număr par, iar dacă valoarea citită de la tastatură este 15, atunci, în urma execuției programului, se va afișa mesajul număr impar. În codul propus se citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii input o valoare care va fi memorată în variabila valoare. Citirea de la tastatură este completată de afișarea unui mesaj în care utilizatorul este invitat să tasteze o valoare. Folosind instrucțiunea if, se verifică dacă restul împărțirii variabilei valoare la 2 este 0, caz în care se va afișa pe ecran cu ajutorul instrucțiunii print mesajul număr par, în cazul în care restul împărțirii variabilei valoare la 2 este diferit de 0, atunci se trece la executarea instrucțiunii print din ramura else și se afișează mesajul număr impar. Să urmărim rezultatul afișat pe ecran la execuția programului pentru cele două situații posibile. Dacă de la tastatură se citește valoarea 12 și dacă de la tastatură se citește valoarea 15. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură două numere naturale ce reprezintă vârstele celor doi frați Alex și Andrei și afișează pe ecran numele fratelui mai mare și diferența de vârstă dintre cei doi frați. Cele două valori afișate vor fi despărțite printr-un spațiu. Cele două valori citite de la tastatură vor fi două numere naturale distincte. La execuția programului, dacă de la tastatură se citesc valorile 15 și 13, reprezentând vârsta lui Alex și vârsta lui Andrei, atunci, deoarece Alex este mai mare, pe ecran se va afișa numele său și valoarea 2, reprezentând diferența de vârstă dintre cei doi frați. Codul propus citește cu ajutorul instrucțiunii input de la tastatură în variabilele Alex și Andrei două valori naturale distincte reprezentând vârstele celor doi frați. Citirea de la tastatură este completată de afișarea unui mesaj în care utilizatorul este invitat să tasteze o valoare. Cu ajutorul instrucțiunii if se verifică dacă valoarea variabilei Alex este mai mare decât valoarea variabilei Andrei și în caz afirmativ se afișează pe ecran cu ajutorul comenzii print mesajul Alex și diferența de vârstă dintre cei doi frați, în caz contrar se afișează mesajul Andrei și diferența corespunzătoare. Se testează codul propus pentru valorile de intrare 20 și 16 și se afișează mesajul Alex ca fiind fratele mai mare urmat de valoarea 4, corespunzătoare diferenței de vârstă dintre cei doi frați. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură în variabilele x, a, b, trei valori întregi și afișează pe ecran mesajul da în cazul în care valoarea variabilei x aparține intervalului AB, respectiv mesajul nu în caz contrar. Dacă de la tastatură se citesc valorile
12, 10 și 30, se va verifica dacă valoarea 12 aparține intervalului închis 10-30 și deci se va afișa mesajul da. Pentru următorul exemplu, dacă valorile citite sunt 12, 15 și 30, se observă că valoarea 12 nu aparține intervalului închis 15-30 și deci mesajul afișat pe ecran va fi nu. Codul propus utilizează instrucțiunea input pentru afișarea de mesaje ce invită utilizatorul să completeze datele de intrare și de asemenea pentru citirea valorilor corespunzătoare celor trei variabile X, A și B. După realizarea acestei operații, se utilizează structura alternativă if, care verifică dacă valoarea variabilei X este mai mare sau egală cu valoarea variabilei A și în același timp mai mică sau egală cu valoarea variabilei B, caz în care X se găsește în intervalul închis a B și deci mesajul afișat pe ecran cu ajutorul instrucțiunii print va fi da. În caz contrar, pe ecran se afișează nu. La testarea codului pentru valorile 12, 10 și 30 se observă că mesajul afișat este da, iar pentru valorile 12, 15 și 30 mesajul afișat va fi nu. Aplicație practică 4. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură în variabilele A și B, două valori întregi, și afișează pe ecran rezultatul împărțirii dintre A și B, dacă valoarea variabilei B este diferită de 0, respectiv mesajul împărțire imposibilă în caz contrar. Prin această aplicație vom verifica dacă se poate realiza împărțirea a două numere întregi, caz în care se va afișa valoarea corespunzătoare. De exemplu, dacă cele două valori sunt 10 și 2, atunci se poate realiza operația de împărțire, deoarece numitorul fracției este diferit de 0. Pentru exemplul următor, în care numitorul este 0, ne dorim ca programul nostru să afișeze mesajul împărțire imposibilă. În codul prezentat se citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii input în variabilele A și B, cele două valori solicitate ca date de intrare. Totodată se afișează și mesaje ce invită utilizatorul să completeze datele respective. Instrucțiunea alternativă if va verifica dacă valoarea variabilei B este diferită de 0, în acest caz dacă numitorul fracției are o valoare diferită de 0 și dacă este îndeplinită această condiție, atunci se afișează rezultatul împărțirii celor două valori. Și dacă nu este îndeplinită această condiție, atunci se afișează mesajul împărțire imposibilă. La execuția codului pentru valorile citite 10 și 2 se afișează valoarea 5, iar pentru valorile citite 15 și 0 pe ecran se va afișa mesajul împărțire imposibilă. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură în variabilele A și B două valori întregi și afișează pe ecran, în ordine crescătoare, despărțite printr-un spațiu, valorile celor două variabile. De exemplu, dacă A este 10 și B este egal cu 2, atunci în urma execuției programului se afișează pe ecran valorile 2, 10, iar dacă A egal cu 15 și B egal cu 30, atunci în urma execuției programului valorile afișate vor fi 15 și 30. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care să combine structurile secvențiale cu cele alternative în scopul rezolvării unor probleme.